Mă bucur să fim astăzi împreună la semnarea acestui document atât de necesar protejării copiilor aflați în dificultate. Guvernul face încă un pas important pentru a asigura un mediu familial de îngrijire pentru copiii instituționalizați în procesul de tranziție către îngrijirea acestora în comunitate. Ca mamă, mă bucur enorm că avem posibilitatea să implementăm astfel de programe, pentru ca un număr cât mai mare de copii să aibă șansa să fie ocrotiți și îndrumați în viață așa cum se cuvine. O instituție de îngrijire nu poate suplini mediul familial, afecțiunea și protecția părintească. Domeniul semnat astăzi ajută la o aplicare mai bună a etapei a doua a celei mai mari investiții din fonduri europene, în sistemul de asistență maternală din România, este un proiect în valoare de 568 de milioane de euro, implementat în toată țara. Asistenții maternali vor beneficia de cursuri de calificare necesare pentru îngrijirea și creșterea copiilor, ocrotirea sănătății acestora, soluționarea cazurilor de abuz și neglijență. Avem datoria morală să luăm aceste măsuri pentru a le oferi copiilor aflați în grija statului șansa de a avea un trai decent, de a beneficia de afecțiunea și ocrotirea unei familii, pentru ca ei să devină adulți sănătoși din punct de vedere emoțional și să aibă la maturitate capacitatea de plină de a se integra în societate am început demersurile pentru îmbunătățirea legislației privind protecția și promovarea drepturilor copilului, proiect care se află în prezent în procedură de avizare interministerială. Totodată, în dezbatere parlamentară se află modificarea legii privind procedura adopției. Reglementările introduse au în vedere limitarea perioadei de ședere a copilului în sistemul de protecție, urgentarea procedurii de dobândire și menținerea statutului de copil adoptabil și flexibilizarea evaluării adoptatorilor și a etapei de monitorizare post-adopție. În contextul exercitării președinției României la Consiliul Uniunii Europene, problematica drepturilor copilului ocupă în mod firesc un loc important pe agenda noastră. Întărirea rolului participativ al copiilor în procesul de adoptare a deciziilor care îi privesc este un prim pas al implicării copiilor în realizarea viitoarei arhitecturi a Uniunii Europene, în contextul în care aceștia reprezintă aproximativ 21% din populația acesteia. Astfel, pe durata președinției României, va fi elaborată declarația de la București, un apel către Uniunea Europeană pentru stabilirea unui mecanism formal de consultare a copiilor în procesele de luare a deciziilor.